De ce e bine să te uiți? Înainte nu te puteai uita la tot ce se face cu organismul tău în 3D, cum se repară dinții, cum se repară în urechi, cum se fac operațiile la creier, cum se fac operațiile la tot organismul, cum se vindecă, cum se, da, oasele, cum își revin. Acum când te uiți la așa ceva, gen reclame, cam cum lucrează, tu energetic susții sănătatea și o vindeci, accepti provocarea, da? 3D, gen 3D, cu cum se repară, cum se face, ca să ajungi să doar să vizualizezi cum ți se schimbă, ți se repară, da? Totul. Dinții, nasul, urechile, ochii, accepti să vezi cum se întâmplă, cum se întâmpla în 3D și cum se merge mai departe. E dinăuntru. Am mai zis, se proiectează una alta, se proiectează toate grozăvile. Adică e un fel de să văd cum mi se umblă nu știu unde, da? Dar tu simți, tu știi, îți scanezi căpșorul, acolo ceva ai simțit, da? Și ți apare un răspuns, sau la dinte, sau la ureche, sau la nas. Îți apare un răspuns, un fel de reclamă, nu e reclamă, un fel de cum se procedează, cum se lucrează. Te uiți, îți place, nu-ți place, urmărești cum se vindecă, de fapt, cum se întâmplă, știi? Cum se repară, cum se face, cum se pune la loc, se aranjează, se cum se Da, e un pic creepy, da. N-ai ce să faci. Dacă acolo ai ajuns și despre asta e și așa se vindecă, îți proiecțiile tale, e lumea ta în care sari și în care așa te vindeci. Nu se mai duce omul în lumea ta, nu se mai duce omul la spital, la clinici, da? Să-și rezolve problema. E cumva, se proiectează, îți proiectezi un filmuleț, ai o întrebare, dar cum se face, cum se repară? Uite așa, tic, 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 și ai reparat tu, da? E cumva, e o iluzie cum arată, să zicem, cum e. Important e cum simți și când simți că ești ok, se vindecă, s-a vindecat, se rezolvă. Ai răbdare. Înțeles unde ești? Păi ești, nu ești mag, tu ești magul vieții tale. Justice. Ah, acolo. Să vezi.